Bună ziua, dragi elevi! Iată-ne ajunși și la lecția 16. Lecția 16 poartă titlul It's too hot. Este prea cald. Exercise number 1. Look and write the number. Privește și scrie numărul. January, ianuarie, number 1, numărul 1, sus în stânga, omul de zăpadă. February, number 2, omul de zăpadă, jos în dreapta. March, martie, number 3, floarea roșie de sus. April, number 4, floarea roșie de jos. May, number 5, floarea mov cu 3 petale. June, number 6, broscuța. July, number 7, rața cu bobocei. August, number 8, cercul galben. September, number 9, ciorchinele de struguri. October, number 10, frunzele galbene. November, number 11, norii. December, number 12, sacul roșu cu daruri și flori. În căsuța de lângă fiecare imagine veți scrie numărul pe care vi l-am indicat. Și voi îl știți deja. La exercițiul 2, exercise number 2, write the months of the year in order. Scrieți lunile anului în ordine. January, ianuarie. February, februarie. March, martie. April, aprilie. May, mai. June, iunie. July, august. July, iulie. August, august. September, septembrie. October, octombrie. November, noiembrie. December, decembrie. The next page, exercise number 3. Be attentive. Look, read and match. Privește, citește și unește. Înainte de a începe lecția, vreau să vă dau cuvintele noi de la acest exercițiu, pentru că veți avea nevoie de ele ca să formulăm cerințele și să răspundem la aceste cerințe. Spring, primăvara. Summer, vara. Autumn, toamna. Winter, iarna. December, January, February. Acestea sunt luni de iarnă, prin urmare o să trageți o liniuță de la aceste trei luni, unind cu winter, winter, care înseamnă iarnă. Al doilea grupaj, March, April, May. Acestea sunt lunile de primăvară, prin urmare o să unim grupajul cu spring, spring, care înseamnă primăvară. June, July, August. Sunt lunile de vară, prin urmare vom uni aceste trei luni cu summer,
care înseamnă vară. Și ultimul grupaj, September, October, November. Unim acest grup de trei luni cu autumn, care înseamnă toamnă. Exercise number 4. Choose and write. Alege și scrie. Din nou cuvinte noi, new words. Spring, primăvara. Summer, vara. Autumn, toamna. Winter, iarna. Sunny, însorit, însorită. Hot, călduros, călduroasă, fierbinte. Cold, frig, rece. Rainy, ploios, ploioasă. Right, yes, it is, da, este, no, it isn't, nu, nu este. Number one, is it sunny, este vreme însorită, este soare? Yes, it is, da, este. Number two, is it hot, este foarte cald? No, it isn't. Nu, nu este. Number three. Is it cold? Este frig? Yes, it is. Da, este. Number four. Is it rainy? Este vreme ploioasă? No, it isn't. Nu, nu este. Și cu aceasta s-a încheiat și lecția 16, cu speranța că a fost clară și că ați înțeles-o cu ușurință. Vă rog înainte de a închide să vă abonați, pentru că așa cum vă spun de fiecare dată, vreau ca aceste cursuri să fie gratuite. Însă pentru aceasta am nevoie de abonați. Vă doresc o zi frumoasă, la revedere și ne revedem la lecția următoare.